Deci, stimată doamnă academician, preacucernice, părinte protopop, distinși invitați, Hristos a înviat! Ne întâlnim la Piatra Neamț în această după-amiază și avem un mare privilegiu, întrucât cel de-al treilea invitat al invitatul celei de-a treia ediție a conferințelor Complexului Muzeal Național Neamț este distinsa doamnă academician Georgeta Filiti. Așa cum am spus, este unul dintre cei mai apreciați și unul dintre cei mai îndrăgiți istorici români. Preocupările domniei sale ne sunt într-o mică măsură cunoscute, dar am reușit să le cunoaștem prin intermediul cărților publicate, prin intermediul zecilor de emisiuni culturale, radio și TV, prin intermediul conferințelor, peste 100 de conferințe susținute pentru publicul bucureștean, dar nu numai, în cadrul Fundației Calea Victoriei. Și astfel, istoriile Bucureștiului, istoriile monumentelor marcante ale capitalei, istoriile familiilor aristocrației române n-au fost de fiecare dată dezvăluite cu desăvârșită maestrie. În spatele acestor istorii și în spatele acestor povești stă rigoarea științifică, stă o cercetare autentică și totodată o capacitate impresionantă de corelare și de sintetizare a surselor documentare. Și vreau să vă mărturisesc că am consultat o recenzie a activității dumneavoastră științifice publicată în Enciclopedia Reprezentanților Scrisului Istoric Românesc, o recenzie cu minuțiozitate întocmită și am fost impresionată. Am găsit acolo peste 6 decenii de carieră, care înseamnă zeci de lucrări de autor, zeci de lucrări realizate în colaborare, editări ale operelor lui Mihail Cogălnicianu, oratoria lui Mihail Cogălnicianu, care v-a adus și premiul Nicolae Bălcescu al Academiei Române, alte zeci de editări ale operilor istoricilor Nicolae Iorga, Ion Cefiliti, zeci de traduceri, prefețe, peste 400 de articole publicate și este doar o mică parte din ceea ce înseamnă opera dumneavoastră istoriografică. Mărturisesc cu bucurie în fața dumneavoastră faptul că astăzi doamna academician mi-a mărturisit că îndrăgește orașul nostru. I-a făcut o impresie foarte plăcută. Și evident am spus să mai caut un motiv să vă apropii acest mic orășel și vreau să amintesc faptul că în anul 1913 această micuță urbe a ales să-l omagieze pe Mihail Cogălnicianu public prin ridicarea unui monument de către renumitul sculptor Vladimir Hegel. Un gest de normalitate la sfârșit de Belle Époque, atunci când și spațiul urban românesc se cosmetizează. Și am adus în discuție două dintre pasiunile dumneavoastră, Mihail Cogălnicianu, marele ctitor al României moderne, și acea perioadă istorică care a însemnat pentru poporul nostru avânt cultural, economic. Și tot dumneavoastră spuneți că poporul român este unul dintre cele mai expresive popoare din Europa, întrucât are o capacitate aparte de a coagula diferite comunități și de a asimila elementele alogene. Și ajungem la subiectul întâlnirii noastre de astăzi, pentru că această capacitate s-a manifestat la cel mai înalt nivel, gândindu-ne că Principesa Maria, care devine în 1914 Regina Maria a României, evident, și datorită firii ei și datorită calităților sale, a reușit să fie
adoptată și a devenit una dintre cele mai bune românce. Tema conferinței vă este cunoscută, însemnările zilnice ale Reginei Maria, care au fost publicate în 2021 și în 2022. Cele două volume au apărut la editurile Corint și editura Omnium și vreau să vă semnalez prezența alături de noi a directorului editurii Omnium, istoricul Stăjărel Olaru, căreia îi mulțumim pentru prezența la Piatra Neamț. Aceste două volume, care ne sunt indispensabile, lectura lor este obligatorie, pentru că Regina Maria este un martor, chiar dumneavoastră spuneați în prefața primului volum prezentat în această după-amiază, mai mult decât credibil al timpului său. Mulțumindu-vă încă o dată pentru prezența dumneavoastră la Piatra Neamț, vă invit să ne prezentați realitățile acelor vremuri. Vă rog. Sfinția voastră, Părinte Protopop, doamnelor și domnilor, încerc un sentiment ciudat. Nu știu să vă spun dacă el se datorează faptului că tatăl meu era vasluian, că marea dragoste a vieții mele, e o dragoste postumă, poate fi mărturisită, fără să roșesc, a fost și rămâne Mihail Cogădicianu. Și Cezar. Sigur, și Cezar, dar știți, Cezar e o poveste așa de tinerețe, dar la bătrânețe ești mai copt la minte și te gândești bine pe cine alegi. Și eu l-aș privilegia pe Mihail Cogălnicianu numindu-l cel mai mare, cel mai important om al epocii moderne a României, pentru că dincolo de oratoria lui fantastică, dincolo de faptele lui, rămâne un mare legislator. Și să știți că nu s-a mărginit să scrie niște texte de legi, ci a mers mai departe, le-a și aplicat. Fără putință de tăgadă, rămâne totuși ctitorul României moderne. Și acestea sunt, dacă vreți, sunt elemente care mă fac ca aici, în încântătorul orășel care este Piatra Neamț, să mă simt ca acasă. Și mă simt ca acasă și pentru că am înțeles că dumneavoastră aveți o sensibilitate anume pentru ce a semnat regalitatea românească. Doamnelor și domnilor, cred că nu e vorba să facem propagandă monarhică sau republicană. Astea sunt foarte ușor de făcut, le găsești virtuți unora, le găsești păcate altora, contează prea puțin. Contează ce rămâne în urma lor, ce au făcut, care sunt valorile, și anume, aș zice, în primul rând, valori morale. Ori, tot un moldovean a spus că noi avem atâta noroc, atâta noroc, că aproape nici n-am avea nevoie de guverne, că lucrurile merg de la sine. E vorba de Petre Carp. Și, într-un fel, cred că a avut dreptate. Pentru că în 1866, când poate să epuizase din punct de vedere moral domnia lui Alexandru Ioan Cuza, s-a întâmplat ceva. Sigur, vă e cunoscută povestea, unul a fost detronat și după ce l-am detronat, ne-am dat seama că rămâne un gol. Ce facem? Trebuie să-l înlocuim. Treaba s-a făcut repede, a fost o mare neghiobie atunci, dar tot norocul a făcut să o dregem repede, pentru că a venit acest neamț. Un neamț, dacă vreți, fără foarte mult umor, foarte riguros, foarte disciplinat și care, dacă a spus ceva, a și făcut. Și anume, când a pășit pe teritoriul României, a spus: voi fi bun român.
Și a dovedit lucrul acesta pentru că la sfârșitul domniei lui România se afla în fruntea statelor balcanice. Povestea asta, poate odată o să-i consacrăm o discuție separată, suntem sau nu suntem stat balcanic. Asta contează mai puțin. În regiune eram statul cel mai proeminent. Și pe urmă tot noroacele noastre au făcut să se întâmple niște lucruri bune. Pentru că după o idilă neîmplinită cu o româncă, principele moștenitor, Ferdinand avea să se căsătorească cu o principesă englezoaică. Și vedeți, dacă e un sistem de educație, dacă este un sistem moral pe care ar trebui să-l urmărim cu atenție, asupra căruia să ne plecăm și să ne gândim ce putem învăța de la el, este sistemul britanic. Această Maria de Edinburgh, să știți că e produsul educației britanice. Cu toată ipocrizia epocii victoriene, cu foarte multe ciudățenii, dar și cu foarte multe virtuți. Și cred că virtutea principală care se desprinde din viața acestei principese, viață consumată de la 17 ani în spațiu românesc, este adaptarea. Ea s-a adaptat mediului românesc admirabil și n-a fost vorba numai de adaptare. A mers mai departe și a însușit cultura, felul nostru de a vedea lucrurile, peisajul nostru, florile noastre, arta noastră populară, mentalitatea noastră, într-un cuvânt, a devenit bună româncă. Și poate elementul care o definește cel mai mult și care ne atrage, sigur, noi am trecut și prin niște vâltori politice care nu trebuie ignorate, care au făcut ca zeci de ani familia regală și cu cei foarte reușiți și cu cei mai puțin reușiți să fie blamată, să fie criticată, să fie chiar insultată. Abia după Revoluție, încet, încet, cu referire la Regina Maria, ne-am dat seama că asta a fost o străină care a intrat în societatea românească, s-a identificat moralmente cu ea în asemenea măsură, încât a devenit un exemplu, încât a devenit o bună româncă. Și fără să discutăm acum, că știți, noi istoricii, dacă avem un moment liber, ne scrim propriile versiuni asupra unui eveniment al istoriei, dar ne face foarte multă plăcere să facem și critica altora. Și evident, evident că edițiile scoase ale jurnalului Reginei Maria din 1916 până în 1928 se pretează la critică. Da, asta este altceva. E o poveste de strictă specialitate. Anii aceștia, 1929-1930, să știți că sunt absolut extraordinari în viața acestei femei. Cum spune și ea, nu mai e tânără, dar nici bătrânețea n-a venit. E într-un moment de cumpănă. Într-un moment de cumpănă în care nu prea poate să mai acționeze la fel de liber ca până atunci. Pentru că toată lumea care s-a plecat asupra vieții principesei își dă seama că era o femeie foarte puternică. Ferdinand era un om extraordinar, dar era un om blajin, un om de cabinet, care își ieșea din minți de fiecare dată când trebuia să apară în public, să vorbească, să țină un discurs, să poruncească,
să le spună ostașilor să o ia la dreapta sau la stânga, îl treceau toate nădușelile. Și la un moment dat, într-o discuție între ei doi, el îi și spune: cum îți trece o idee prin cap, o și pui în aplicare. Și regina, enervată, zice: ție poți să-ți treacă mai multe idei, vin să duc și nu faci nimic. Cu alte cuvinte, trebuia cineva din preajmă să-i dea un brânci ca să spună ce trebuie, adică porniți sau rămâneți sau ce trebuia spus în acel moment. Ei, acum, în anii aceștia 29-30, prin resentimentele ei, prin nefericirile pe care le mărturisește în jurnal, și asta face, de fapt, și farmecul extraordinar al celor două volume, și vă îndemn să vi le luați, vă îndemn să le citiți, pentru că nu veți înțelege numai epoca ca atare, adică anii aceștia doi, ci și ce a fost în urmă. Ce a reprezentat această femeie, pe care mulți au fost tentați, s-a și spus de altfel: România are un singur bărbat politic, Regina Maria. Îți dai seama în ce măsură, în spatele multor hotărâri determinante pentru soarta României, s-a aflat Regina Maria. Și dacă le luăm pe toate pe rând, ne dăm seama că toate au fost benefice. Evident, evident, hotărârea majoră privește alăturarea noastră de puterile andantei, ceea ce a dus la încadrarea României printre țările victorioase și, pe urmă, consacrarea internațională a hotarelor maxime ale României mari. Dar să revenim la acest an 1929, apoi la 1930. Cu 2 ani în urmă murise regele Ferdinand. Și sigur, Regina Maria încă de la 17 ani își făcuse datoria de principesă moștenitoare și dăduse naștere primului ei născut, principele Carol. Ea-și făcuse datoria. Dar Carol și-a făcut-o mai încet. Atât de încet, încât în timpul războiului, când toată lumea era într-o stare maximă de încordare, când partea teritoriului era ocupat de centrali, când în Moldova, aici, era foarte mare înghesuială, de ce? Pentru că erau refugiați toți, autorități, persoane particulare, veniseră aici să scape de furia centralilor, și mai era o amenințare îngrozitoare, și asta vorba lui Cogălnicianu, amenințarea asta la noi e veșnică. Am putea un singur lucru să facem, să ne punem țara într-un hârzob și să încercăm să-l ridicăm la cer. Și atunci am scăpat de ruși. Da? Deocamdată nu s-a inventat asemenea hârzob uriaș. Prin urmare, lucrurile nu erau deloc ușoare în timpul primului război mondial pentru majoritatea românilor, afară de principele Carol, care nu găsește cu cale altceva decât să dezerteze, chiar dacă el era numit în fruntea unei unități militare pro forma, ținut cu mare grijă la adăpost, nu cumva să-i se întâmple ceva, dar trebuia să rămână un exemplu. Nu i-a păsat. Și-a luat iubita de toartă și s-a dus la Odessa și s-a căsătorit. A rezultat un copil, căsătoria n-a durat și pe urmă i s-a năzărit altceva.
să nu mai fie principe moștenitor, să nu mai facă parte din familia regală, prin urmare să nu mai aibă toate aceste răspunderi care îi incumbă unui membru al familiei regale, ci să evolueze cu o pensie confortabilă sub numele de domnul Caraiman prin Europa. Sigur că a fost o mare durere pentru părinții lui, lumea politică a rămas nedumerită, dar faptul s-a împlinit. Și așa se face că la moartea regelui Ferdinand, în loc să urmeze principele Carol pe tronul României, s-a constituit o regență. Aici, sigur că istoricii își pun întrebarea și cred că putem să răspundem fără niciun fel de ezitare. Cine ar fi trebuit să urmeze? Pe Carol îl dăm deoparte, facem o regență. Cu cine? O regență în jurul acestui principe mititel care e născut în 1921, nu? Deci din 21 până în 27 e un puști. Un puști care la vârsta aceea e dus la grădina zoologică de la Viena în fața unei maimuțe. Și o întreabă pe însoțitoare, era fiica trimisului nostru diplomatic, Caius Bredicianu, la Viena. Tu crezi că maimuța asta știe că eu sunt rege? Nu știm ce a răspuns nici maimuța, nici Olga Bredicianu. Evident că la constituirea acestei regențe, regina Maria s-a așteptat să joace rolul principal. Nu numai că nu s-a bucurat de această postură, dar nici n-a fost poftită să facă parte din regență. De ce? Pentru că pe scena politică românească în acel moment se ridica o stea strălucitoare din punct de vedere politic, un om foarte rece, un om care a sfârșit absolut dramatic, dar un om care în intimitatea casei lui nu dădea doi bani pe judecata femeilor. E vorba de Iuliu Maniu. Și atunci între Cezar, între Sfinx, între ochii albaștri reci ai omului de la Bădăcin și regina Maria, să știți că s-a creat o prăpastie care nu s-a umplut niciodată. Și sigur că regina Maria are un limbaj colorat, expresiv, convingător în legătură cu această regență și pentru că Iuliu Maniu a știut ce face. Regența e regență, deci e o fantoșă, e mai mult sau mai puțin o păpușă și țara o conduc eu. Și atunci, în această regență, nu puteau să fie decât oameni foarte slabi. Și, între altele, sigur că a fost ajutat și de faptul ca să salveze oarecum aparențele, unul din membrii regenței era celălalt fiu al reginei Maria, Nicolae, pe care propria lui mamă, din idiot, nu-l scoate, ăsta nu citește nimica, nu știe decât să-și repare mașinile și puștile. Nu-l interesează, n-are fior, nu-l preocupă nimic. Între timp, ajunge și pe el să-l preocupe foarte mult o femeie care îl dirigează, îl conduce și mai ales îl toacă de bani. Doamnelor, să nu vă supărați, suntem aici mai multe femei și, să zic așa, nu toate ne-am tocat sau ne tocăm bărbații. Dar știți foarte bine că sunt multe, foarte multe din aceste femei care o fac. Sigur, trebuie să fie o condiție,
acești bărbați să aibă bani. Fiindcă dacă el e mai pârlit ca mine, n-am de unde să scot nimica, nu? Numai că și la Nicolae și la Carol banii existau. Evident, ați înțeles că m-am referit la Ioana Doleti în ce-l privește pe Nicolae și la Elena Lupescu în ce-l privește pe Carol. De aceea, volumul din 1929 este o frescă extraordinară a vieții politice românești, în care această regență există, fără îndoială, e profund inutilă, e profund dăunătoare și regina se întreabă unde mergem. Și pentru că sunt tot mai multe forțe care îl presează pe Maniu să decidă într-un fel, să dinamizeze această regență, el găsește o formulă. Să intre regina în locul lui Nicolae. Iar lui Nicolae să îi se dubleze veniturile și să îi se dea un post, sigur, în cea mai mare parte onorific, în armată. E, răspunsul reginei, să știți că este absolut magistral. E scoasă din minți. Jurnalul e în limba engleză, dar replica pe care i-o dă lui Maniu este în franceză. Și e scandalizată peste măsură. Eu vin din suma aristocrației europene și nu permit nimănui să mă negustorească, adică eu să schimb locul cu băiatul meu. Cum își permite președintele Partidului Național Țărănesc așa ceva? Sigur, președintele acesta își permitea. Și să știți că și-a mai permis un lucru, nu știu cum am reacționat noi astăzi, dar vă vine să credeți? Marea Unire, 1918, un lucru nemaipomenit, un lucru care intra în fibra noastră sufletească a românilor, era mândri să realizase Marea Unire. Era Marea Unire, dar în momentul acela nu erau la putere țărăniștii. Și atunci Maniu a manevrat în așa fel încât să nu se sărbătorească 10 ani de la Unire, când? În 1928, ci cu un an mai târziu, dar am ajuns noi la putere. Deci vedeți că factorii politici niciodată nu sunt asimilabili îngerilor. Dar pe Regina Maria o mai așteaptă o încercare. Sigur, își dă seama că trebuie oarecum să-și strunească, să-și conducă, să-și dirigeze familia. De ce? Pentru că familia ei era minunată. Erau bărbați și femei frumoși, înzestrați, cu multe, foarte multe virtuți, dar și cu destule păcate, și simțea că îi pierde. Și când spun că nu erau chiar cum trebuie, mă refer în primul rând la atitudinea lor de cetățeni. Și dintre toți copiii, fiica cea mică e cea care răspunde cel mai bine sentimentelor materne, acestei senzații, acestei obligații pe care Regina Maria o dăduse fiecărui copil al ei. Poartă-te ca un cetățean român demn și folositor. Or, în acești ani, lucrurile nu se întâmplă chiar așa. S-o luăm pe rând. Carol e plecat prin Europa. Trăiește bine, cere bani mulți,
Și maică-sa-i tot trimite scrisori, scrisori de dojană. N-ai făcut bine. Ai devenit persoană particulară, dar nu trebuie să uiți că ai fost principele moștenitor și, lucru mai grav, ești tatăl viitorului rege al României. Prin urmare, fii atent cum te porți. Carol are variante. La fel de inutile. Să-i răspundă mojic, cuvântul al reginei, sau să nu-i răspundă deloc. Nicolae merge cam la fel. Nu-l interesează deloc ce se întâmplă în regență și, în schimb, toată grija lui este pentru această Ioana Doleti, care vroia, suntem în 1930, vroia un șirac de perle care costa 40 de milioane de lei. E vremea când salariul unui funcționar la UCB era de 9.000 de lei. UCB erau uzinele comunale București, iar funcționarul era ceva destul de modest, așa. Urmărea felul cum sunt curățate canalele, că totuși Bucureștiul arăta atunci ceva mai bine decât astăzi. Deci, vă dați seama cam cât de nestatornic, cât de indiferent era acest Nicolae. Fata mai mare, Elisabeta, ahtiată după bijuterii, pândește un moment când maica s-a plecat la Balcic și își lăsase jurnalele acasă și să uită în ele să vadă mama îmi lasă mie safirele sau nu. Să află povestea și regina e gâtuită. Și ca să nu-și revină repede din povestea asta, află și de un lucru și mai și, și anume, din moștenirea regelui Ferdinand, Elisabeta primise moșia Zorleni și face o afacere. Acum vă spun un pleonasm. Afacerile cele mai bune se fac cu statul. Elisabeta știe treaba asta și oferă statului. Moșia făcea 42 de milioane și ea o vinde cu 92. Și vă dați seama de acolo scandalul. Regina Maria, iar așa, e înnebunită, zice, mă sufoc, nu știu ce să fac, îmi vine să mă urc la balcon și să mă arunc. Cum e cu putință copilul meu să facă așa ceva? Și mă grăbesc să spun că Elisabeta nici nu avea nevoie de bani, adică nu era un om care să n-aibă ce mânca. Prin urmare, vedeți că familia nu era chiar cum trebuie. Motive însă de mulțumire, de mare mulțumire, îi oferă cea care acum era regina Iugoslaviei, Minion, Mărioara, o mămică adorabilă cu trei băieți, foarte împlinită și care, sigur, va trăi o tragedie în 1934, când soțul ei, regele Alexandru, a fost ucis la Marsilia. Singura care împlinește, aș spune, integral ambițiile de mamă este Ileana. Sigur că dumneavoastră veți fi auzit, de fapt ăsta este și secretul, aș zice, publicității, pe de o parte, făcute în legătură cu unele materiale, ca și faptul că istoricii ajung să fie așa de cunoscuți de domniile voastre. E vorba de un jurnal recent, foarte recent, descoperit, care iese din seria jurnalelor pe care noi le tipărim acum, care nu e datat, nu are niciun nume propriu,
Dar cunoscând, sigur, e scrisul reginii, asta se înțelege de la sine, dar cunoscându-i viața foarte în amănunt, tot limbajul celor 69 de pagini, limbaj aluziv, înțelegi despre cine e vorba. E vorba de legătura ei sufletească, și nu numai, cu Barbu Știrbei. Sigur că poate dacă m-aș fi aflat în fața domniilor voastre acum 120 de ani și aș fi început să vorbesc despre această legătură, v-ați fi ridicat indignați, cum poți să vorbești de așa ceva. Vremurile au evoluat, mentalitățile au evoluat, înțelegerea domniilor voastre este alta față de o realitate. O realitate pe care noi nu mai putem ascunde. Și anume, pentru marele public, pentru ziare, pentru memoria unei monarhii, doi tineri s-au văzut, s-au plăcut, s-au urcat pe tronul țării și au trăit fericiți până la adânci bătrânețe, bla bla. Lucrurile nu se întâmplă totdeauna așa. Și sentimentele de obicei sunt mai puternice decât realitățile. Dar marea calitate a reginei Maria, și insist asupra acestui lucru, a fost aceea că deși s-a căsătorit cu Ferdinand, deși l-a iubit peste măsură pe Barbu Știrbei, a știut totdeauna să salveze aparențele. În asemenea măsură încât peste timp lucrurile rămân foarte frumoase, foarte frumoase, și acest jurnal, care e o mică bijuterie, dacă m-ați întrebat pe mine, n-aș da voie să mai fie deschis de cineva, l-aș închide undeva într-un sertar, evident într-o arhivă publică, nu particulară, dar probabil că lucrurile nu se vor întâmpla așa. Și asta vă spune un istoric care, chiar dacă nu e implicat direct în unele lucruri, află că noi mai avem o însușire, un secret, la noi, la români, nu ține mai mult de 3 zile. Și atunci o să vă spun un lucru care n-are, sigur, personajele să leagă puțin de regina, fiindcă toți au fost foarte prieteni cu regina. E vorba de corespondența lui George Enescu cu Maruca Cantacuzino, păstrată de o doamnă Constantinide și care a fost donată Bibliotecii Academiei cu o clauză să fie deschisă în anul 2043. Nu mă întrebați de ce a fost ales anul ăsta. E un fapt. Donezi un fond cu această dispoziție. Doamna Constantinide a făcut donația și a plecat din Biblioteca Academiei. Și noi, ăștia care ne bântuiam pe acolo prin biblioteci, umblam în dreapta, în stânga, și deja în ușă era directorul bibliotecii. Mă, veniți încoa să vă arăt ceva. Deci, care an 2043? Cred că n-au trecut nici 43 de minute. Și am ajuns să vedem niște scrisori care nu știu cum să vă spun, dacă le citești sine ira et studio, adică fără patimă, nu cuprind cuvinte denigratoare, nu blamează pe cineva, dar e un dialog numai între două persoane pe lumea asta, nu-i nevoie de al treilea. Ei, ceva de genul ăsta se întâmplă și cu acest jurnal al reginei Maria, în care este evocat
Barbu Știrbei, împrejurările în care s-au cunoscut, la dreapta, la stânga, faptul că ea e măritată, faptul că el e căsătorit, faptul că se iubesc, că apare un copil. Și cu asta înțelegem, poate, de ce dintre toți copiii ea, o bună, o excelentă mamă, a avut un plus, a avut o dăruire față de copilul pe care i l-a dăruit Barbu Știrbei. Vă repet, această bucată de jurnal nu face parte din jurnalul tradițional pe care noi încercăm cât mai repede să-l publicăm. Mă grăbesc să spun că a rămas nepublicat 1931 până în 1937. Dar cele două volume pe care le aveți în față mai sunt interesate, mai sunt cuceritoare și pentru un lucru care pe domniile voastre astăzi, și când mă adresez audienței de față, de fapt mă adresez tuturor românilor, noi avem astăzi o oportunitate, doamnelor și domnilor, și anume să călătorim. Sigur că poți să călătorești cum a făcut-o primarul Bucureștiului Videanu, adică să spui niște bermude portocalii, să te duci pe coasta de Azur și să halești ceva, să bei ceva, să te lași fotografiat și ca el au mai fost câteva zeci. Și dacă l-ai întrebat unde te afli, știi că ești la Deauville, apoi oi fi. Poți să răspunzi și așa. Evident, face parte din oamenii cu bani, oameni care trebuiau să fie văzuți, probabil că bermudele alea care erau colosale, bermude portocalii pe fundul unui bărbat. Vă dați seama că aveai ce vedea. Probabil că erau de la o firmă, nu știu de care, dar dincolo de asemenea caragioși, sunt și oameni dornici să descopere frumusețile acestei lumi. Și deși eu cel puțin am pledat și am pledat cu argumente că noi suntem totuși un popor european, turismul de masă este o realitate de ultimii ani. Ni s-a ridicat și nivelul de trai, s-au înlesnit mijloacele acestea turistice, prin urmare călătorim, călătorim și iar călătorim. Ei, această oportunitate pe care o avem și noi oamenii de rând, să știți că ne este înlesnită, înfrumusețată, ne stârnește o curiozitate în plus dacă îi citim jurnalul reginei. Pentru că ea însăși este un turist extraordinar. Sigur, când veți citi paginile ei, aș zice că e cam greu să intrați în pielea reginei, pentru că noi, de pildă, dacă ne ducem în Egipt, stăm la coadă, intrăm în piramida lui Cheops. Pentru regină s-a aranjat, a făcut o combinație în care a intrat singură și cu 2-3 însoțitori. Când ieșiți din piramida lui Djoser, sunt convinsă că nimeni nu vă oferă un vas de alabastru. Nu? Iar dacă sunteți tentați să-l luați, pedeapsa e mare. E, reginei se oferă un asemenea vas pentru că e regina României și pentru că arheologul francez își poate permite o mică licență. Dar dincolo de calitatea
de turist de lux, regina știe să vadă. Și atunci vezi Palmira cu ochii ei, vezi industria turistică a Siriei cu ochii... Bine, acum o să-mi spuneți, în Siria nu se duce nimeni, că e război. Evident. Dar în Spania putem să mergem. În Italia putem să mergem. Și regăsiți niște trasee turistice extraordinare. Și eu mă grăbesc să spun că exact traseele pe care le găsiți în cele două volume, bucăți din ele, cu referire la Spania și la Maroc, le-am putut face și eu. Și există și o parte bună, există și o parte unde trebuie să te mai gândești, unde trebuie să lucrezi asupra ta. De ce? Pentru că te duci în Maroc și știți, sunt țări musulmane unde femeile, nu că nu sunt egale cu bărbații, dar sunt socotite vite de povară. Și atunci, se căsătoresc foarte de tinere și sunt puse la muncă. Fac copii câți dă Allah. Și pe urmă, când nu mai sunt bune de altceva, sunt înhămate la plug, pe post de vite. Lucrurile se întâmplă, le descrie regina Maria. Dar să știți că mai vezi, dacă ai ochi, mai vezi și astăzi în Egipt, chiar fiind pe vapor, pe Nil. Prin urmare, acest ghid gratuit, pentru că stai cu cartea și o citești, nu? Ți-e de foarte mare folos să înțelegi lumea arabă a Egiptului, să înțelegi Palestina, să înțelegi tot Orientul apropiat. Sigur, vreau să cred că, domniile voastre, ați mai parcurs și alte volume din jurnalul ei, de pildă volumul în care se ocupă de America. Să știți că vizita reginei în America a fost un eveniment mondial. Și dacă urmăriți străzile americane, nu le puteți compara nici măcar cu lumea care ieșea pe marile bulevarde ale metropolelor americane la alegerea președintelui. A fost persoana cea mai filmată din lume, a fost o personalitate care a depășit cu mult hotarele noastre. Și din acest punct de vedere, cred că trebuie să fim foarte mândri. Și mai e ceva. Această extraordinară regină, trebuie să-i cunoaștem viața, trebuie să-i înțelegem starea de spirit, trebuie să înțelegem multe lucruri. Dar trebuie să mai înțelegem o realitate. Nu era româncă, era englezoaică. Dar a intrat în societatea noastră în asemenea măsură, s-a identificat cu noi în asemenea măsură, încât nu vorbește decât la plural. Asta seamănă cu cămășile noastre. Țăranii noștri așa se îmbracă. Vedeți papucii aceia, e la Damasc, vedeți papucii aceia cum se înșiră pe sârmă? La fel ca ardeiul iute pus la uscat la noi, la Balcic. Și așa mai departe, și așa mai departe. Tot timpul se folosește acest plural la persoana întâia. Nu poți să spui că și-a negat țara de naștere. Dar Anglia trece în plan 2. E vorba, în primul rând, de România. De felul cum o prezintă, de felul cum o înțelege. Și atunci mai intervine un element asupra căruia
V-aș mai reține atenția câteva minute și cred că îmi veți da dreptate. Și anume, e felul cum te prezinți în lume. Pentru că dacă suntem foarte atenți în zilele noastre, nu știu cum e în afară, da, ne uităm aici la noi, dincolo de vârful nasului. Lumea e neglijentă. Lumea merge la spectacole cum dă Dumnezeu. Există oameni politici care înțeleg într-o adunare foarte oficială să vină cu guler răsfrânt și așa mai departe, și așa mai departe. Ori Regina Maria nu acceptă chestia asta. Eu reprezint regalitatea. Și reprezentând regalitatea, trebuie să fiu cuvincios îmbrăcată și, dacă se poate, la modă. Trebuie să am bijuterii convenabile, trebuie să știu să mă port, să nu mă cert, să nu fie nicio stridență în ținuta mea, să mă port, într-un cuvânt, ca o regină. Ori ea a făcut lucrul acesta și să știți că l-a făcut tot timpul. Bine, o să spuneți, era regină, era bogată, e adevărat, dar să nu uităm că în timpul primului război mondial noi am făcut o prostie. Sigur, folosesc și eu pluralul acum, fără să îmi permit să-l trec asupra domniilor voastre și, de fapt, nici eu n-am avut niciun amestec în treaba asta. Noi am trimis tezaurul la Moscova. Lumea continuă și astăzi să întrebe de ce. Fiindcă, din perspectiva istorică, ce s-a întâmplat atunci, nouă ni se pare foarte simplu. În loc să te temi, cum e firesc, după 13 ocupații rusești, tu te grăbești să trimiți tezaurul. Să știți că exista o noimă. Exista o noimă, dacă vreți, și din faptul că realitățile rusești nu erau atât de bine cunoscute în spațiul românesc, și apoi să nu uităm că Regina Maria, care avea o prestanță, o situație excepțională în țară, era vară cu țarul Rusiei. Nimeni nu și-a dat seama că țarismul este atât de putred, că starea de război va genera această nemulțumire încât va exacerba bolșevismul susținut, cum altfel, decât de banii nemților. Toate poveștile acestea au făcut ca încrederea românilor să fie de dezmințită. Rezultatul, să știți că n-au plecat numai bani ai băncii naționale, sunt peste 2 miliarde de dolari la cursul actual trimiși acolo. Au fost enorm de multe obiecte luate din mănăstiri, luate din bibliotecile publice, luate de la particulari. Propria mea soacră și-a trimis bijuteriile într-o casetă și când s-a făcut a 11-a mie intervenție a statului român să recapete ceva de la sovietici, am dat și eu chitanța doveditoare că această cutie a plecat. Sigur, aveam și inventarul. Sigur, rușii au răspuns nu numai cu referire la caseta asta, la încă 17.000 de obiecte, ca cu tezaur. Printre obiectele care au plecat, să știți că au fost și bijuteriile Reginei Maria. Parțial, e altă poveste, parțial au fost recuperate. Ce vroiam să vă spun? Dragostea femeilor pentru bijuterii e o realitate, să nu
fim ipocriți. Dar una e să faci, să-ți dai sufletul pentru ele și alta e să le porți cu demnitate. Ori, Regina Maria, imediat după primul război mondial, ajunge să meargă la Congresul de Pace. A fost o manevră foarte înțeleaptă, pentru că ampriza pe care această femeie o avea asupra audienței era fantastică. Și să știți că atunci s-a pus problema. Regina se duce, dar n-are bijuteriile pe măsură. Ce facem? E, atunci au sărit susu, șuțu, mai multe cucoane din societatea, o doamnă Roznovanu, că tot am trecut pe lângă moșia Roznovanilor, trebuiau salvate aparențele. De ce spun lucrul acesta? E foarte important. Te restrângi. E vorba de o anume ținută. Dar până unde te restrângi? Tu trebuie să rămâi regina țării, trebuie să impui. Și tot ca o formă de impunere, dacă vreți, când ajunge la Paris, regina își dă seama că s-a schimbat moda. Total. Dar eu nu pot să-mi cumpăr atâta. Sunt foarte scumpe lucrurile. Și în cele două volume veți constata mereu. E un turist fără egal. Doamne, cât aș vrea să cumpăr și asta, și asta, și asta, dar prețurile sunt îngrozitoare. Și atunci găsește o soluție. O soluție, dumneavoastră o să râdeți, că e ceva la care noi recurgem de la sine înțeles. Își ia după ea un fel de croitoreasă, e mai mult așa, o cusătoreasă. Și aia îi ajustează vechile rochii. Mai taie din poale, mai strântează, mai face o mânecă bufantă ca să fie în pas cu moda, pentru că nu are bani să cumpere. Dumneavoastră vă dați seama, vine Regina Maria la Paris și croitorii, parfumerii, pălărierii dau năvală. Dar ăștia nu-ți dau nimic fără bani. Eu zice, păi da, e Regina României, are de unde, nu? Îi dau o pălărie cu 3 boruri și apoi știu, îmi fac plinul pe un an de zile. Regina spune, nu, suntem o țară săracă, avem probleme, nu se poate să cheltuiesc așa. Adică, din toate poveștile astea reiese grija acestei femei care e mamă perfectă, care e gospodină perfectă, care e bună româncă, într-un cuvânt. Și parcurgând paginile jurnalelor ei și urați în putere să le duc mai departe, veți constata că încă un lucru. Și asta poate vă va împlini cel mai bine dorința dumneavoastră de a fi informați asupra răstimpului istoric care nouă ne e foarte drag, asupra căruia revenim și revenim și revenim, și anume perioada interbelică. Să știți că regina, alături de Constantin Argetoianu și de Simona Lahovari, rămâne cronicarul cel mai expresiv, cel mai competent și cel la cuvintele căruia tu, cititorul de astăzi, ești tentat să reflectezi, să te gândești. Și poate ne vom întâlni după ce veți fi citit aceste pagini și îmi veți spune dacă v-ați îndoit de spusele ei. Eu cred că nu. Adică Regina Maria rămâne o bună și rezonabilă româncă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! O istorie
care este fermecătoare, așa chiar cum dumneavoastră ați definit-o, care întotdeauna ne dezvăluie lucruri noi. Îi vor ruga pe invitații noștri să vă adreseze întrebări. Dacă... Ați băgat de seamă că a fost vorba chiar de o oră. Și ați băgat de seamă că nu m-am uitat la ceas. Deci dacă sunt întrebări, vă rugăm să îi le adresați doamnei academician. Ce urmează după aceste două volume? Ce aveți în gestiune? Păi, știți, mi-a făcut imensă plăcere să vin însoțită de domnul director Stejerel Onaru al editurii Omnium, dar prezența dânsului, știți, e un fel de, să vă spun, un memento mori. Când îmi dați volumul, doamnă? Din când în când. Și vă rog să mă credeți că mie puteți să-mi găsiți multe cusururi, dar leneșă nu sunt. Doar că nu poți să lucrezi tot timpul. Că uite, în răstimpul cât am venit aici, vă mărturisesc, cineva îmi spunea, a, dar te duci, te odihnești și ții pagini de tradus. Nu. Am preferat să mă uit la frumusețea orașului dumneavoastră. Și atunci vă răspund că pregătesc, jumătate e gata, anul 1931. Și sigur că în fiecare an apar elemente noi, dar e o linie roșie. Este această persecuție, că sub cuvântul de persecuție se pricepe tot ce s-a întâmplat a lui Carol față de maică sa. Îi taie foarte mult din buget, îi ascultă telefoanele, îi persecută doamnele de onoare, merge până acolo încât uneia din ele nu-i dă pensie. Că această funcție de doamnă de onoare era o slujbă ca noastră, a oamenilor obișnuiți care suntem, lucrăm colo, colo, colo. Și după un număr de ani primim pensie. Și Irina Procopiu nu primește pensie. Nu i-a convenit lui Carol. Sigur că ați văzut cartea care a apărut a directorului Muzeului Peleș, are 11 kg jumătate, sunt 5 volume, dar totuși sunt 11 kg. E o lucrare apologetică. Marele vodă al culturii a făcut adres în finanțe, în economie, a redresat, nu știu ce. Dacă vorbim așa, nu ne aude nimeni. Să știți că totuși a fost un om foarte aspru, foarte dornic de pompă, nu i-a păsat niciodată de unde vin banii și să știți că s-au folosit și cuvinte mai puțin ornante pentru el. A avut și o mare doză de ticăloșie în sine pentru că s-a purtat neîndurător cu maica sa. Și să știți că lucrul acesta se accentuează. Și mai e un personaj, eu îmi permit să-l evoc, fiindcă i-am editat și scuia 13 volume din epocă, din operă, și e tot de-al domniilor voastre, e moldovean, din Botoșani, Nicolae Iorga. Iorga se poartă cu Regina, nu știu dacă nu trebuie să stau acolo. Nu? Iorga, de când a apărut pe lume, s-a considerat altfel decât ceilalți. Și era. Era un om cu totul și cu totul deosebit. Și opera lui și ideile avansate îl fac unic în lume. Asta nu se discută. Gândiți-vă că n-avea nici 30 de ani și face o istorie în 5 volume a Imperiului Turcesc, care e valabilă și astăzi, la turci.
Nu s-o înghițim noi care habar n-avem despre acest imperiu. E un om cu totul excepțional, dar dorința lui de afirmare este totală. Nu există instituție pe care să nu o poată conduce, nu există moment pe care el să nu-l nemurească și atunci, în timpul războiului, când este acest refugiu la Iași de care am pomenit, regina stă și ea într-o casă acolo, Iorga ajunge și el la Iași. Pâinea cam lipsește. Și atunci îi trimite o scrisoare indignată, Majestate, cum e cu putință ca cel mai mare istoric român să n-aibă pâine? Bine, nu era chiar că n-are pâine, dar n-avea, eu știu, pâine albă sau integrală, era pâine neagră sau două, trei zile nu era deloc. Atunci regina pune o apostilă, știam că sunt regina lui Iorga, nu brutarul lui. Și sigur, încet, încet, relațiile dintre ei nu mai sunt la fel de tandre. Și Iorga, după 1921, virează către viitoarea regină, sau ceea ce s-a prezumat atunci a fi. E vorba de Elena. Și începe să o laude, că Elena e grozavă, Elena e teribilă. Elena mai avea o calitate, vorbea puțin, fiindcă niciodată n-a învățat bine românește. Era extrem de elegantă, subțirică și atunci stătea cu minte într-un colț, distantă, rece, și puteai să îi pui haine din astea retorice câte vroiai. Și vai, acum când se pune problema îndepărtării aproape a reginei de la deciziile mari ale care trebuiau luate, Iorga e unul din detractori. Bun, și dumneavoastră veți spune, eu nu pot, eu țin cu ăia, nu țin cu ăia, ce vreți? Da, dar anii trec, regina e tot mai izolată, rămâne așa această pompă pe la zilele festive, când vine prințul Japoniei, când vine mai știu eu care, apare și regina. Dar când moare regina Maria, înaintea carului mortuar, cine e? Iorga. Asta îți arată așa puțin cât era de trufaș, cât a fost un om absolut excepțional, dar care nu suporta să o ia cineva înainte. Și tot el a spus o treabă de care, domniile voastre, trebuie să fiți foarte mândri. Și așa este. Un sfert din membrii Academiei Române erau moldoveni în vremea lui. Și el merge mai departe și spune, singurii deștepți din rândurile poporului român sunt moldoveni. Iată. În final al conferinței care ne încântă, cu siguranță, o concluzie, vă mulțumim încă o dată pentru prezența dumneavoastră. Spuneți-mi, la Pietra Neamț. Am dreptate că moldovenii sunt speciali? Eu nu cred că pot să fie niște trandafiri pe lume mai frumoși decât ăștia. Și să știți că aș putea să vorbesc, să nu vă temeți, dar aș putea încă să vă vorbesc pe o oră despre pasiunea reginii Maria pentru flori. Dacă printre dumneavoastră sunt psihologi, s-ar putea să angajeze un dialog și să spună, e o chestie de compensație. La toate nefericirile își revărsa afecțiunea, tandrețea asupra florilor. O fi așa. Dar vă spun sincer, câteodată te nebunește. Că sunt pagini întregi în care explică cum aranjează florile, tu traduci că-i pe dreapta, că-i pe stânga, că e un tăpșan,
că e o pată de culoare, că astea nu merg tăiate niciodată, alea nu rezistă în apă, alea trebuie așezate lângă o perdea portocalie și alea lângă o perdea verde. Dar mai sunt și flori pe care nu le găsești în dicționar. Ce faci? Nu știu să-l traduceți. Nu! Atunci, Salvator, dai telefon la Q, Grădina Botanică de la Londra. Apoi dacă nici ăia nu știu, doamnă, sunteți singură? Păi, și îi silabisesc pe litere. Salpin, gosi, tata, tata, și altele, și altele, și altele. Lăsați-ne să cercetăm. Cercetează de jumătate de an și fără rezultat. Așa că regina rămâne și din punctul ăsta de vedere unică.